E clar, bună seara, Sunteți în direct la a patra putere. E clar, a picat moțiunea împotriva guvernului Dăncilă. Invitata mea din această seară nu este doamna Viorica Dăncilă, este Anca Burdușanu, secretar executiv al PSD Gorj. Bună seara! da, mulțumesc pentru comparație. Bună seara Da. și mulțumesc de asemenea și pentru invitație. Bine Și e ați clar, a revenit căzut. la Tele3. Cu drag de fiecare dată când mă invitați. Numai o secundă, că vrem să vedem ce s-a întâmplat în ultimele minute, ultimele 10 de minute. Iată, moțiunea a fost respinsă cu 200 voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri, nici măcar opoziția, cei inițiatorii moțiunii nu au votat cu toții pentru căderea guvernului Dăncilă. Cum iasă Viorica Dăncilă după această moțiune, Anca Bordușan? Nu numai doamna Viorica Dăncilă, ci întreg partidul. Eu spun că ieșim mai întăriți, arătăm faptul că există unitate în Partidul Social Democrat și o spuneam și în urmă cu o lună, nu la dumneavoastră în emisiune, la un post de radio local, spuneam că un social democrat rămâne un social democrat adevărat și că social democratul merge pe linia partidului și respectă deciziile care se iau în Comitetul Executiv Național, în Biroul Permanent Național și mergând mai jos în birourile județene și în comitetele executive județene. Nu aveam nici măcar o emoție cu privire la votul pe care colegii noștri din Parlament îl aveau sau îl puteau da. Nu aveam emoție nici în ceea ce privește opoziția, pentru că înainte de moțiunea de cenzură, înainte de deadline de ora 14, citeam site-urile de știri, de breaking news și vedeam că există discuții în contradictoriu în interiorul Partidului Național Liberal și că există liberali care nu își asumă sub nicio formă intrarea la guvernare. Nu își asumă intrarea la guvernare pentru că Partidul Național Liberal nu are un program de guvernare. Le era frică de o asemenea responsabilitate și ca atare, așa cum a spus și dumneavoastră acum câteva secunde, nu au votat nici măcar ei, liberalii, această moțiune de cenzură inițiată de către ei, liberalii. Tocmai din acest motiv, și mă repet, nu pot să dețină astfel de responsabilitate, o responsabilitate mare pe umerii Partidului Național Liberal de a intra la guvernare, pentru că, așa cum spunea și doamna Dăncilă, nu au un program de guvernare. De fiecare dată când au depus moțiuni de cenzură, au venit cu jigniri, au venit cu insulte, dar nu au venit cu proiecte clare și concrete pentru țară, pentru România, pentru românii, pe partea economică, pe partea socială, au venit doar și au arătat, cum să spun, partea negativă, îmbibând-o în multă, multă ură și multe cuvinte care de multe ori să știți că îmi lasă un gust amar raportându-ne la faptul că acea moțiune este scrisă de un parlamentar care are anumite studii pe care considerăm că este superior nivelului de studii și din acest motiv e greu să crezi că poți să ai un astfel de limbaj. Acum, eu nu spun că Partidul Social Democrat a făcut și a dus la îndeplinire programul de guvernare și că a făcut tot ceea ce a promis. Dar nici nu putem spune faptul că Partidul Social Democrat din 2016 și până în prezent nu a făcut nimic. Eu mă bucur că implicit ei, liberalii, și-au dat seama că acele măsuri care au fost anunțate de președintele PNL, de Orban, nu sunt în regulă pentru societatea românească. Că nu este în regulă să dai afară bugetarii, să măsuri anunțate de către liderul PNL. Nu este în regulă să pui la plată pe cei care lucrează în domeniul IT, De ce că nu este în regulă acest lucru?
Nu suntem toți egali? Suntem toți egali. Nu toți trebuie să plătim taxe și impozite în funcție de venituri, în funcție de da, dar domeniul IT, legile acestei țări? Domeniul IT, acum nu vreau să fac o comparație între IT și în construcții, că uite, și în construcții s-a venit cu anumite măsuri strict pentru această ramură. Corect. Ramură care are o paletă destul de mare în România. Sunt foarte mulți care lucrează în construcții și foarte mulți care dețin firme în acest domeniu, pe care i-a ajutat și pe oamenii de afaceri care dețin firme și pe muncitori, da? Pe angajați. Au ajutat. Așa este și la IT. Este o categorie aparte și IT-ul. Și îi ajuți. Da? Nu este o categorie aparte din punctul meu de vedere. Este o categorie pentru că cu toții suntem salariați. Sigur, într-un anumit domeniu. Sigur, tot nu este suntem. Normal să plătim impozite în funcție de venituri? E, de ce acest să fie? Acest domeniu uitați, IT, profesiile liberale nu sunt avantajate în niciun fel de statul român. De ce sunt avantajați cei din IT? Sunt vreo 100.000. Sunt 100.000. Ceva de genul ăsta. Da, dar cei care lucrează în IT, ei fugeau, da? Sau tinerii care dăm în facultățile, ei fugeau de a lucra în IT, adică de a-și continua profesia pentru care ei au învățat 4-5 ani, pentru care au mers la facultate 4-5 ani. A fost un sprijin pentru ei. Repet, cum a fost și pentru constructori, da? Pentru partea de construcții, cum a fost și pentru partea de agricultură, cum s-a mers și pe salariile din învățământ și sănătate, adică s-a încercat a se ajuta mai multe paliere. Eu mă bucur încă o dată că mă întrebați de moțiunea de cenzură, faptul că inclusiv ei, liberalii, au înțeles că în momentul în care vin la guvernare, nu au un program de guvernare și doi, vin cu măsuri de austeritate, pe care, repet, le-au și anunțat și pe care le-am auzit cu toții. De ce să dai oamenii afară? De ce? Da, nu de ce cred să dai că erau măsuri de austeritate, ci probabil erau unele măsuri în funcție de cum s-a venit cu astfel de declarații. Cei din opoziție, cum să zic, știți cum am perceput? Povara pe bugetul de stat al României. Dar, apropo, recunoașteți documentul semnat de Ministrul Finanțelor? În care se scrie clar că pentru trimestrul 4 din acest an nu mai sunt bani pentru plata salariilor în sistemul bugetar. Am văzut un document. Este ministrul dumneavoastră. Am văzut un document. Nu știu dacă era semnat de domnul Teodorovici. Chiar de dumnealui era semnat. Dar am văzut declarațiile domnului ministru și declarațiile doamnei premier Dăncilă după ce a apărut pe Facebook aceste știri cu acest subiect despre care dumneavoastră vorbeați, cum că nu se pune problema de a se da oamenii afară și că mai mult din septembrie, pentru că vorbeați dumneavoastră de o povară, din septembrie se mărește punctul de pensie așa cum s-a promis, nu că se micșorează sau că rămâne la același nivel, nu că dăm oamenii afară, ci ne ținem de programul de guvernare. Undeva. Trebuie să se taie de undeva. Dar de ce trebuie neapărat să se taie de undeva? Spune că vin de la investiții. Domnul Matei, s-a vorbit și toată lumea ne cânta prohodul în momentul în care se vorbea despre măririi salariale și despre majorarea punctului de pensie. S-a spus că nu sunt bani pentru astfel de lucruri. S-au realizat. Când opoziția urla de-a dreptul, iertați-mi termenul, dar asta se întâmpla și spunea că există un exod al medicilor și că oamenii, specialiștii, medicii specialiști ne pleacă în afară și că stagiarii au 700 de lei salariu, nu era bine și nu era bine. Corect. În momentul în care s-au mărit salariile destul de mult, de altfel considerabil, dar și cuvenit și meritat, au venit și au spus: domne, păi nu sunt bani, păi uite că s-au acordat bani, nu am văzut întârzieri salariale la minister sau într-un spital din România, sunt bani. Indiferent ce ai face, opoziției nu îi convine. Știți care este rolul opoziției? Este acela de a îți cânta ție prohodul. Dar important este să nu te faci de râs. Adică să depui moțiuni de cenzură și să ai acțiuni care să-ți arate că te-ai dezmorțit,
Dar fără să ai un rezultat, din punctul meu de vedere personal, este nimic altceva decât o rușine sau încă o rușine pusă în dreptul Partidului Național Liberal, încă o bilă neagră în dreptul Partidului Național Liberal. Am înțeles. Pentru că nu ai susținere. Nu, în momentul în care inițiezi astfel de măsuri, trebuie să ai cât de cât siguranța că ceea ce tu inițiezi are și sorți de izbândă. Este a treia oară când Partidul Național Liberal încearcă să vină la guvernare. De această dată vedem că drept, nu toți... E un drept constituțional acela de a iniția moțiuni de cenzură. Asta am și spus, simple că este sau... rolul opoziției. Da. Asta am și spus, că este rolul opoziției. Nu spun că este ilegal. Îți spun doar că se fac de râs prin ceea ce încearcă ei să inițieze. Revenim la chestiunea cu bugetul foarte scurt. Avem un telefon acum. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Să auzim și noi aici, colegii. Nu fac eu niciun fel de constatare. Bună seara! Da. Am spus și eu bună seara. Da. Așa, nu fac nicio constatare și niciun fel de predicător, dar vreau să vă spun un singur lucru, care e punctul meu de vedere personal. Am făcut și o politică, am muncit în multe activități, cunosc cât de cât viață. Sănătate multă să aveți! Mulțumesc! Nu s-a întâmplat niciodată să pice un guvern pentru faptul că toți care sunt acolo în Parlamentul României țin cu dinții de scaune. Poate nu vă amintiți momentul guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, domnule telespectator. Știu ala, dar a fost o chestie foarte, foarte așa. O altă chestiune care de fapt și de drept pe mine mă cam irită. Da. Eu nu sunt omul care să dau oameni afară, n-am dat niciodată și am fost și o conducătoare în mulți. Dar e prea stufos acest organ de conducere administrativ, teritorial, de la toate nivelele și la nivel de țară. Avem un guvern foarte stufos. Un guvern în Parlament. Unde stau un guvern? Parlamentul e mare, cum era guvernul tot la fel, ministerele sunt stufoase până la Dumnezeu, administrațiile locale tot la fel. Oameni buni, banii ăștia trebuie să vină de undeva. Eu nu zic să-i dea afară, dar să le dea o activitate. Și prin restructurarea ministerelor, stimate domnul, ce facem cu oamenii? Unde îi ducem? Nu-i dăm afară, dar ce facem cu ei? Unde îi ducem? Stimată doamnă, mă lăsați să vorbesc și eu. Sigur. Vă ascultăm, spuneți, vă rog. Lăsați-mă să vorbesc după ce ai intervenit. Vă rog, așa vă rog. E frumos, bănuiesc la nivelul de cultură al dumneavoastră, așa trebuie să lăsați omul să vorbească. Vă rog. Eu zic că tot aceia care trebuie să fie restructurați datorită competențelor pe care se găsesc locuri de muncă pentru fiecare în țara asta și la nivelul pregătirii lor, nu la alte nivele mai mici, dar să știți că toți care au diplome nu înseamnă că sunt și pregătiți de mai pomeniți. Și noi găsim foarte mulți de ăștia cu diplome și pregătirea e puțin mai jos un pic decât nivelul pe care îl au în diplomă. Asta pe mine mă doare ca cei competenți, care se consideră nu prea sunt, nu-mi plăcură discuțiile din Parlament astăzi, nici împotriva guvernului, nici împotriva nimănui. Dar ăștia suntem noi, știm să arătăm cu degetul, să ne bălăcărim unul pe altul și nu ne interesează de soarta țării. Eu îmi cer scuze dacă v-am supărat. Nu, e ok, mulțumim mult pentru intervenție. Mulțumim mult, o seară bună să aveți. Eu nu am vrut să suport telespectatorul, am crezut că e un dialog, de aceea am și intervenit, dar mi-am cerut scuze. Nu, și-a spus părerea dumnealui și eu respectam. E părerea dumnealui pe care o respect, dar eu aici văd două discuții diferite. În primul rând, văd discuția cu privire la structura ministerelor și aici punem întrebarea încă o dată, pe întrebarea pe care am adresat-o și stimatului telespectator, dacă îi scoatem din sistem, sistemul de stat, că despre asta este vorba, înțeleg eu, unde îi ducem? Spre privat? Asta odată. Și a doua problemă pe care am identificat-o eu prin ceea ce spunea dumnealui este modul de pregătire sau pregătirea celor care lucrează. Asta e o altă discuție. Cu pregătirea celor care lucrează în orice sistem, nu numai în sistemul de stat. Din punctul meu de vedere, asta ar fi ideal ca aparatul de stat să fie mai aerisit și în mediul privat să lucreze cei mai mulți dintre cetățenii acestei țări,
Pentru că din mediul privat se plătesc impozite la bugetul de stat al acestei țări, adică o cutie așa mare cu bani din care plătești salarii, pensii, sigur, salariile cresc, pensiile cresc, deci plătești din ce în ce mai mult și nu se mai găsesc resurse bugetare în care, din care să bagi în cutia aia. Adică îi scutești pe aitiși de la plata unor taxe, îi scutești pe unii de la plata nu știu ce și așa mai departe. Din punctul meu de vedere sunt niște măsuri iraționale pe care probabil le vom deconta la un moment dat. Nu, eu nu văd așa. Eu văd niște măsuri raționale care ajută aceste domenii de activitate să se dezvolte. Pentru că dacă împovărezi oamenii de afaceri și angajații cu diferite taxe, nu îi ajută să se dezvolte. Și dumneavoastră vorbeați mai devreme, acum câteva secunde, despre dezvoltarea mediului de afaceri și mediului privat. Păi dacă nu ajut privatul să se dezvolte, cum poți să ai mai mulți angajați la privat ca să dea dări la stat? Și statul la rândul lui, pentru că încasează, are obligația, cel puțin morală, dar și legală, să ajute, sau nu neapărat obligația, ci poate să ajute mediul privat și o face, da, prin aceste măsuri. Bun. Pentru mai că avem, ajută mai avem mediul un telefon, privat. Mai avem un telefon, iar comparația între sistemul bugetar și sistemul privat, cea mai plastică și pe care probabil o cunoaște toată lumea, a făcut-o în trecut Traian Băsescu, a comparat mediul privat cu un ins slăbuț așa, care îl cară în spate pe unul mai gras și burtos, care e aparatul de stat, adică bugetarii. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, vă spun și eu. Să ne ascultați în telefon, vă rog, nu la televizor, pentru că nu o să ne înțelegem altfel. Bun, dau mai încet televizorul. Chiar de tot, sonorul opriți-l, vă rog. Ce se întâmplă? Se dezbat la toate posturile de televiziune, pe toate ideile posibile, dar nimeni nu ia taurul de coarde și nu se poate lua. Nu se poate lua. În ce sens? Dom'le, ca țara asta să fie pusă pe linie, trebuie ca cel puțin 10 ani de zile un guvern hotărât și competent să facă reforme în învățământ, în administrație, în sănătate. Care sunt acei politicieni care ar avea curajul să facă? Ce înseamnă asta? Cel puțin o treime din administrație trebuie să plece. Nu are obiectul muncii și îl stă degeaba. Să vă dau un exemplu concret. Am avut nevoie la o primărie de un certificat fiscal. Dom'le, am stat o jumătate de oră, a trecut prin patru mâini. Toți aveau în față calculatoare ca să scrie trei rânduri. Am fost la domnul primar și a spus: domnul primar, uite domnule, hârtia asta putea fi eliberată în trei minute, având în vedere dotare de calculatoare care există. Și am zis așa: domnule, ia faceți dumneavoastră un buget de lucru al angajaților primăriei. Să vedeți dumneavoastră, la Registrul Agricol sunt două doamne care într-un an de zile te pune să semnezi odată că ai 5 pomi, 3 rațe, 4 da, găini, o declarație dintre aia, da. O declarație. Deci, asta fac două doamne. Mai departe, eu am trecut prin două regime politice și în două secole, că am o vârstă, 78 de ani. Mulțumesc. Domnule, era un primar, așa, care răspundea de producția agricolă, nu de comune. Era un referent, era doi milicieni și mergea comuna. Acum, dacă se întâmplă o situație în sat, trebuie să stai o oră până vine eventual poliția să are legătură, care are mașina la dispoziție, are tirofar, da, are GPS. În concluzie, vă rog, domnul telespectator. Concluzie. Deci o treime din administrația locală nu și are obiectul muncii, la fel cheltuind bani degeaba. Am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Continuăm discuțiile aici. O seară bună să aveți și multă sănătate.
E importantă părerea dumneavoastră pentru noi. Iată ce spun oamenii. O treime din sistemul Bun. public trebuie să. Eu respect părerea telespectatorilor pentru că e de bun simț să se întâmple acest lucru. Dar întreb, ce facem? Îngroșăm numărul șomerilor? Îi dăm afară din administrație pentru că administrația este prea stufoasă din optica telespectatorilor? Și revin cu întrebarea, ce facem? Devenim acea țară care are un număr foarte mare de șomeri? Sau nu? Și mă duc acum cu gândul la. Acum venim și spunem faptul că administrația are foarte mulți angajați și, mai mult decât atât, sunt și bine plătiți. Dacă ne uităm cu 10 ani în urmă, când și eu lucram nu în administrație, în presă, realizam tot felul de știri și știu că erau salariile foarte mici, adică la sfert. Și nu greșesc, nu exagerez, Un pic față peste de salariul minim pe economie erau. foarte puțin, insesizabil, față de salariul minim în economie, adică la sfert față de salariile din privat. Și toată lumea a plecat către privat, lăsând administrația baltă și cu toții ne plângeam atunci, sau se plângeau atunci și din administrație, că nu au oameni cu cine să lucreze și că nu pot să rezolve diferite solicitări și sesizări ale oamenilor pentru că nu dispun de personal. S-a venit cu această situație de a remedia prin mărirea salariilor și în momentul acela s-a dat drumul și la angajări, nici așa nu este Iar bine. acum aparatul bugetar este sufocat. Nu știu dacă Păi este chiar PSD sufocat, recunoaște nu știu dacă că este. a apărut, dacă vă amintiți, a apărut acum o lună și jumătate, două, o listă cu câte posturi trebuie restructurate în fiecare minister. Și zice așa, Ministerul de Finanțe are 1100 de angajați, Domnul trebuie Matei, restructurate 300 de personal vă posturi. spun, Ați văzut acea domnul listă? Matei, personal vă spun, Propusă de PSD, ascultați-mă. vă rog. Faptul că ministerele sunt stufoase, direcțiile sunt stufoase, ok, este un aspect, da? Îi luăm de acolo și, repet, unde îi ducem? Nu Păi nu, poți uite, să asta îi lași, telespectatorul nostru tocmai asta reproșea. nu poți să Uite, îi tot, lași chiar dacă șomeri. este Nu sufocat poți să-i ăsta lași aparatul bugetar, șomeri. când te Trebuie să duci să vii rezolvi o problemă, tot stai o vreme după o da, hârtie. bun, trebuie să vii cu o perspectivă, da? Cu o perspectivă. Și cum vii cu această perspectivă? Încercând să ajungi în mediul de afaceri. Și tocmai de aceea vii cu o grămadă de facilități pentru a putea angaja și pentru ca mediul de afaceri să se dezvolte. Cât privește faptul că se stă foarte mult. Poate o să fiu blamată pentru ceea ce o să spun. Nu știu despre ce primărie este vorba și nici nu am întrebat acest lucru, dar cred că de multe ori ține și de modul în care noi conștientizăm sau cei din administrația publică locală conștientizează că cetățeanul care vine la primărie are o problemă și vrea să-i fie rezolvată cât mai cu putință, da? Cât mai repede. Da. Cred că ține și de morala fiecăruia dintre cei care lucrează în administrație să lucreze direct cu cetățeanul. Deci eu mi-a intrat o chestie în cap acum mulți ani, când se spunea, domnule, eliminăm birocrația. De unde naiba că acum birocrația este mult mai mare decât era pe vremuri? Adică sunt tomuri de hârtie care se consumă aiurea în instituțiile publice. O singură primărie sau pe un singur primar l-am auzit că a eliminat hârtia în total, aproape. Despre ce hârtie vorbim? Hârtia, efectiv hârtia, dintr-o Fizic? primărie. Știți cine Nu e? știu. Emil Boc la Cluj. Nu trebuie să te mai duci să faci nu știu câte cereri cu 7.000 de copii pentru un certificat de urbanism sau o autorizație de Da, construire. Nu. haideți să... Trimis totul electronic la Ok, primărie, ok. primăria îți trimite ție Nu, înapoi ok, într-un vorbim... mail Perfect. E documentul. perfect. Avem și noi sistem și îl avem Da. de mult implementat și o luăm la nivel de jos, da? Pentru plata taxelor și impozitelor la Direcția de Venituri Târgu Jiu. Unde? Unde? La Târgu Jiu avem Da? sistem prin care se pot plăti online aceste taxe și Și impozite. merge Sigur sistemul că ăla? merge.
Da, merge acel sistem. Câți dintre noi plătim? Bă, nu știu, bă, doamnelor, doamnelor, de la Târgu Jiu, câți cei care noi ați plătit plătim, vă... pe impozitul prin, nu plătim. Prin asta, eu prin... plătesc. Eu online. Plătesc, eu plătesc online. Ai plătit impozitul online eu la Târgu Jiu? Eu plătesc online. Da, știți de ce? Că nu mai stau la cozi. Păi nu, și ai plătit online, eu... asta zic. Da? Merge? Funcționează? Merge, funcționează. Se plătește online. Da. Vreau Bine. Să vă spun că se plătește online. Vreau să vă spun că am prieteni care au imobile în București și își plătesc taxele din Târgu Jiu online. Taxele și impozitele. Corect. Din punctul meu de vedere, instituția nu știu dacă va putea fi vreodată așa reformată. Să te duci la impozite și taxe ca la bancă. Știi? Să te primească aer condiționat frumos, te iau o doamnă de acolo, ce doriți, păi uite, vreau hârtia aia, să-mi plătesc aia și tu stai pe fotoliu, ea se duce, îți rezolvă problema și vine și îți dă hârtia. Nu. La finanțe trebuie să stai a plecat la ghișeu, vorbește o tanti cu tine printr-o găurice, mai are și un placaj dintre ăla în față, dacă îți pute gura că ai mâncat ceapă, pac, pune placajul, nu mai auzi ce zice, vorbește așa, ca pești în acvariu. Da, deci instituția lucruri... aia, din punctul meu de vedere, este ceva, unul din multele chestii comuniste rămase în acest oraș. Sunt Hai să ne întoarcem la Gorj, că trebuie, e important. Trebuie, într-adevăr, v-am întrebat, de prima întrebare a fost cum iasă Viorica Dăncilă din această moțiune, în ideea în care doamna Dăncilă, iată, e una să vii în fața partidului și să candidezi la funcția de președinte întărită de căderea acestei moțiuni și altfel cred că venea sau poate se schimbau lucrurile complet până la finele acestei luni în fața partidului. Doamne, știi, nu mai sunt premier, dar v-aș ruga încă să mă alegeți. Proiectul meu pentru Partidul Social-Democrat este ăsta. Nu e consolidată poziția doamnei Dăncilă și în partid la ora asta? Poziția doamnei Dăncilă este consolidată la momentul la care vorbim, întrucât domnia sa ocupă funcția de președinte interimar al Partidului Social Democrat. Mai mult decât atât, este și primul ministru al României, are poziții cheie atât în administrație cât și în politică. Spuneam că doamna Dăncilă este întărită din această moțiune de cenzură, dar nu numai domnia sa, ci partidul. Și am arătat că Partidul Social Democrat că Partidul Social Democrat nu pierde majoritatea în Parlament, așa cum și dumneavoastră ați citit pe multe site-uri și se anunța de joi încoace. Avem majoritate stabilă în Parlament și ne putem duce la bun sfârșit programul de guvernare, pentru că această moțiune de cenzură nu a trecut și pentru că nici Partidul Național Liberal nu și asumă venirea la guvernare. Nu credeți că... Ascultați-mă să termin ideea, așa. Vă rog. Vorbeați dumneavoastră de modul în care este privită doamna Viorica Dăncilă. Pe 29 iunie, la sfârșitul acestei luni, avem un congres. Un congres în care vom vota președintele și întreaga echipă de conducere a partidului. Noi vom avea joi o conferință extraordinară prin care ne vom desemna delegații care vor participa la acest congres pe data de 29 iunie. Delegația de la Gorj va avea în componență 80 de colegi. Și bineînțeles că până atunci vom ști și noi și alte puncte pe ordinea de zi a congresului, printre care și schimbarea statutului, desemnarea președintelui, spuneam, și a echipei de conducere la nivel central. Bun. Stați că ne îmi dă îmi scrie un telespectator. Ia uitați. Bine, revenim la Gorj, e clar. Am vorbit jumătate de emisiune despre ce s-a întâmplat astăzi și despre ce urmează să se întâmple în PSD și revenim la Gorj acum. Vorbim doar despre Gorj în cea de-a doua parte a emisiunii. Păi, să răspundem și telespectatorilor. Imediat, numai un pic, e tot despre bugetari și nu mai insistăm pe subiect.
despre Gorj, așteptăm mesaje de la dumneavoastră. Pe repede, înainte, uitați, au fost discuții, au ieșit public niște primari ai dumneavoastră, probabil după votul de astăzi din Parlament. S-au limpezit lucrurile, PSD rămâne în continuare la guvernare. Doamna Dăncilă a amintit în discursurile dumneai și de parteneriatul cu ALDE, adică rămâne cristalizată alianța asta, PSD-ALDE. Însă de la Gorj, primarii dumneavoastră au ieșit săptămâna trecută, cel puțin domnul Bârcă, spre exemplu, dar și domnul Irisa, și au cerut unele schimbări la câteva servicii deconcentrate. Luați în calcul acest lucru după ce gata s-a bătut în cuie, rămâneți la guvernare? Prin vocea domnului președinte Mihai Weber vă spun că odată cu codul administrativ se va lua în discuție și deconcentratele. Spuneam că vom face acest lucru după alegerile europarlamentare. Iată că aceste alegeri au trecut. Nu avem codul administrativ să putem discuta pe el. Eu cred că, așa cum și colegii primari au ieșit și a spus că se impune o discuție cu privire la deconcentrate, cred că va exista o astfel de discuție în interiorul partidului și dacă se va lua vreo măsură, dumneavoastră o să știți cu siguranță de acest lucru, să vă informăm fără doar și poate. Deci n-au fost în discuție în interior. Mai concret, v-au cerut primarii la ultima dumneavoastră întâlnire? Cum, nu s-a ridicat domnul Bârcă să zică că îl vreau afară pe Cârstoc de la direcția silvică, mai pe direct? Nu s-a ridicat domnul Iriza să zică că îl vreau afară pe Mitroi de la ambulanță? Nu s-a ridicat domnul Pigui să ceară demiterea directorului de la direcția sanitar-veterinară? E simplu, da sau nu? La ultima ședință pe care noi am avut-o, Comitetul Executiv Județean, pentru că nu am mai avut birou permanent, întrucât am ținut aceste ședințe lărgite, s-a discutat despre rezultatul alegerilor, despre programul de activități și modul de pregătire pentru parlamentare și cu privire la evenimentele care s-au derulat la nivel central. Nu s-a vorbit nici măcar o secundă despre aceste schimbări la deconcentrate. Despre deconcentrate s-a discutat înainte de campania pentru alegerile europarlamentare, când s-a spus fix ce v-am comunicat și eu acum, că va exista o discuție în cadrul Comitetului Executiv după alegerile europarlamentare. Da, încă o dată repet, s-a ridicat vreunul din cei trei domni enumerați? V-am spus, în cadrul Comitetului Executiv, pe care noi l-am avut după... Nu știu dacă în cadrul Comitetului Executiv, poate eu de discuții, nu știu. Nu mă întrebați de discuții private. În cadrul organizat al partidului. V-am spus că... Doar în birou politic executiv vă întâlniți? Nu, noi ne întâlnim în două ședințe, în biroul permanent județean și în Comitetul Executiv Județean. În Comitetul Executiv Județean sau din Comitetul Executiv Județean fac parte toți președinții de organizații și toți colegii primari, iar din biroul permanent fac parte cei din conducere, vicepreședinții și membrii biroului. Birou permanent nu am avut decât înainte de alegeri sau în săptămâna alegerilor, comitet am avut după și v-am spus, s-a discutat despre rezultat, s-a făcut o analiză pe organizații, s-a vorbit despre proiectele pe viitor și evenimentele la nivel central. Nu a fost un cadru în care să putem aborda codul administrativ pentru că nu se impunea în acel moment. Poate aceste discuții despre care dumneavoastră îmi spuneți mie acum se vor purta joi când avem Comitetul Executiv și vom discuta și despre Congres. Bun. Iar cât privește discuțiile private, vă spun că nu le cunosc. Am înțeles. Ați emis un comunicat de presă acum două săptămâni, cred, 10 zile, da, pe care încheiați cu rușine domnule Romanescu. Și acel comunicat de presă se referea la liceele din Târgu Jiu. La clasele. La clasele de la unele licee care urmau să fie desființate. Da. Este adevărat că de la Târgu Jiu urmau să fie tăiate acele clase și puse cumva la
Liceul Turbura, să zicem? A fost o structură, din câte am înțeles eu și sper să nu greșesc, care s-a aflat în discuție la minister, plecată probabil de la Târgu Jiu. În momentul în care doamna Marcela Mrejeru a venit la conducerea inspectoratului, a sesizat aceste lucruri, anume că urmează să dispară 4 clase la nivel de județ, 3 din Târgu Jiu și una din Târgu Cărbunești. După ce a sesizat aceste aspecte, a mers la minister, la doamna ministru Andronescu, și a discutat, argumentat despre necesitatea rămânerii acestor clase în Târgu Jiu și în Târgu Cărbunești. Acel comunicat vine ca urmare a faptului că domnul primar și-a atribuit practic meritul de a face ceva cu privire la rămânerea acelor clase. Dar de unde știți dumneavoastră că n-a vorbit primarul Romanescu cu ministrul Andronescu? Doamna ministru Andronescu, din informațiile pe care eu le am, l-a sunat pe domnul primar, dar după ce această situație a fost rezolvată și sesizată de către doamna inspector general Marcela Mrejeru, nici de cum de către orice altcineva. Repet, problema a fost evidențiată și sesizată de către inspectorat și de asemenea tot de acolo s-a plecat și cu rezolvarea. Pentru că doamna Mrejeru a fost cea care a mers la minister în momentul în care domnul Romanescu ținea conferințe de presă, doamna Mrejeru vorbea la minister despre această situație și prezenta faptul că nu se impune ca cele 3 clase din Târgu Jiu și una din Târgu Cărbunești să dispară, întrucât sunt și elevi și pentru că acele clase care urmau să dispară de la colegiile din Târgu Jiu era necesar ca ele să existe pentru numărul mare de elevi și cerințele care se văd a fi de la an la an. Și asta spunea și doamna ministru în interviu pe care l-a acordat la un post de radio și pe care și dumneavoastră l-ați auzit, că niciodată domnia sa nu și-a împăunat cu merite pe care nu le-a avut și din care nu a făcut domnia sa, sau pentru care domnia sa nu a mișcat un deget. Da. Doamna Burdușanu, ce funcție are în partid domnul, dacă îl cunoașteți, Valentin Chepeneam? Nu știți? Valentin, da, colegul meu Valentin Chepeneam este în structura de tineret, în organizația de tineret. Am înțeles. Domnul Valentin Chepeneag a fost numit acum câteva săptămâni director interimar al Muzeului Național Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Domnilor, dacă nu știați, la Târgu Jiu există un muzeu Brâncuș, dar doar pe hârtie. A fost înființat prin lege, nu mai țin minte, cred că prin 2016, dacă nu mă înșel, sper să nu spun prostii, sau anul trecut, nu mai știu cu exactitate, dar oricum există o lege prin care a fost înființat acest muzeu. Doar pe hârtie, repet, doamna Burdușan, vi se pare normal ca un domn, indiferent că el se cheamă Valentin Chepeneag și este de la PSD sau altcineva, să încaseze salariu de director al unei instituții care există doar pe hârtie? Mi se pare normal, mi se pare total anormal să încasezi un salariu, indiferent de ce instituție, despre ce instituție vorbim, în momentul în care nu faci nimic. Dar în momentul în care îți dai silința să pui pe picioare acest muzeu, care este extrem de important pentru Târgu Jiu, în care te lupți ca el să aibă un sediu, în care te lupți să se renoveze acel sediu, să ai o organigramă, să ai un program, să ai să ai o activitate, nu văd care este impedimentul sau ce este rău în acest lucru, că încerci să pui pe picioare un lucru care la nivel
sau pe hârtie a luat naștere în 2016, până atunci nu s-a făcut, sau de atunci până acum nu s-a făcut nimic și se încearcă a se realiza acest lucru și la cum îl știu eu pe colegul meu, pe Valentin Chepeneag, să știți că este un om, este un tânăr care își dă interesul și care prin activitățile pe care domnia sa le-a făcut, să știți că nu s-a făcut nu contest pe domnul Chepeneag din punct de vedere profesional, este profesor de istorie, am înțeles. Nu, da, este profesor de istorie. Domnia sa și-a pus amprenta pe un festival la, în localitatea Bălănești, un festival care devine destul de cunoscut la nivelul județului. Doamna, adică Bordușa, nu știm și noi. Păi nu există festivaluri în Gorj. Sunt numai niște chermeze, niște sindrofii rurale. Atât. În ce mare festival este în județul Gorj? Îmi spune și mie. Sunt doar niște sindrofii, niște... În optica dumneavoastră... Nedei, niște bâlciuri rurale, atât. Nedeia și bâlciul rural este atunci când aduci un lăutar să-ți cânte. Când da. Privește evenimentul de la Și dacă de spune Bălănești, cineva două poezii, tot, este un, tot un, așa. O sindrofie, că la sfârșit tot se lasă cu ceva potol și cu ceva udătură. Ca să, să știți că am participat anul trecut la invitația domnului primar Ovidiu Pungan la acest eveniment și personal vă spun că n-am participat la acest potol. Nu, nu mă refer neapărat la... La domnul, ceea ce numiți noastră nu festival condamn, la Bălănești. Nu condamn absolut nimic. Atunci când, în momentul în care se încearcă, atunci când se încearcă a se iniția un proiect și a da viață unui proiect, indiferent că acel proiect vine de la PNL sau de la PSD, care aduce un plus valoare pentru județ, eu îl văd de bun augur și de bun simț. Doamna Bordușanu, vă întreb... Nu văd vă nimic rău prin faptul că din 2016 și până în momentul de față încerci să dai viață unui muzeu în orașul lui Brâncuș. Ce este rău în acest lucru? Nimic este ce extraordinar, este... numai că... Numai doamna că, Bordușanu... Numai că, până pic. În momentul de față, nu s-a făcut nimic, iar lucrurile se încearcă a se mișca acum prin intermediul lui Vali Chepeneag. Extraordinar! Vă întreb pe dumneavoastră ca numărul 3 în PSD Gorj, adică după domnul președinte Weber și domnul președinte executiv Cosmin Popescu. Faptul că în orașul lui Brâncuș... Mai un pic, sunteți persoana a treia din ierarhia partidului. Nu credeți că PSD va deconta la un moment dat faptul că s-a ales un PSD să conducă acest muzeu care există pe hârtie PSD, pentru a-l pune PSD pe picioare, să zicem, va deconta. Și nu ați ales sau PSD, cine se ocupă de asta? Un brâncușolog? PSD un nume? Va deconta, va deconta ceea ce spuneți dumneavoastră într-o singură situație, când nu se face nimic. Da. Dacă se ajunge să nu se facă nimic, atunci da, PSD va deconta, fără doar și poate. Pentru că nu este nimeni orb și pentru că toată lumea observă, noastră presa a urmărit subiectul, târgujienii și gorjenii sunt interesați de acest muzeu și da, PSD va deconta. Dar în momentul în care lucrurile încep să prindă contur, nu văd de ce PSD să deconteze, pentru că practic se va afla în situația în care nu va avea ce să deconteze. Dar repet, nici la cultură dacă, nu puteți face abstracție, dacă, să puneți un om care... E cu Brâncuș, adică știe cu bolovanii lui Brâncuș, cu muzeul, cu ăstea, că așa să fac o organigramă și să pun pe picioare muzeul ăsta, mă pricepeam și eu, dar până aia, stop! Adică nu mai mult decât atât. Știți cum dumneavoastră vorbiți acum ca și cum toți ne pricepem la fotbal. Păi nu, că eu nu eu zic nu că mă pricep la cultură, fotbal. Din contră. Sunt habarnist în domeniul ăsta. Nici eu nu dar mă pentru organigramă la... și pe oricine. Păi, de ce nu ați ales pe cineva? Da. Da, tu încă o un dată, nume Vali Chepeneag nu este un economist pus să, sau un profesor de matematică pus să înființeze Muzeul Brâncuș. Vali Chepeneag este un tânăr, un profesor de istorie care s-a implicat în activitatea culturală a județului Gorj. Credeți că dacă sunam adică, un brâncușolog din țara asta, dacă, la întâmplare dacă vorbeam, cine să aduceți din alt județ pe cineva să se ocupe dacă sunăm în pe orașul cineva, lui Brâncuș. Dacă ai auzit de Vali Chepeneag, domnul Matei, a susținut vreun Matei, ceva despre Brâncuș. Să aduci pe altcineva să se ocupe, nu este logic să pui pe cineva dar să ce se ocupe. Dat concurs? Pui pe e cineva interimar să se pe 4 luni și după este aceea interimar pe 4 luni. Se va organiza concurs. Concurs, sigur că da.
După aceea se va organiza concurs, dar sunt lucruri care trebuie puse la punct până atunci. E normal să pui să se ocupe de acest lucru, repet, nu un profesor de matematică, da? Sau un profesor de chimie sau de fizică, trebuie să se ocupe un profesor de istorie care se implică în viața culturală a județului Gorj. Și un profesor de matematică nu se implică în viața culturală a județului Gorj? Nu am văzut profesor de matematică. Vă spune ceva numele, cum îl cheamă? Domnul, e un scriitor foarte cunoscut la Gorj, sau era, care era contabil. Nu îmi vine acum în minte numele, că am îmbătrânit și eu. Era contabil, domnule, și era scriitor. Modest. Deci, se poate. Bine, haideți să depășim subiectul Valentin Chepenea, că poate auzim de vreun brâncușolog peste câțiva ani, Valentin Chepenea, iar muzeul ăsta Constantin Brâncuș și chiar va prinde, poate prinde contur la Târgu Jiu. Și bun. O să aveți o surpriză, da. Da, și o să avem o surpriză. Plăcută. Doamna Burdușanu, mai susține PSD Gorj pe domnul Sorinel Boza? Am văzut pe presă calendarul activităților, faptul că urmează la 1 iulie, dacă nu greșesc, schimbarea Consiliului de Supraveghere și așa mai departe. Dar cât privește administrația Complexului Energetic Oltenia, să știți că este o decizie a Consiliului de Supraveghere. Nu este neapărat o decizie politică, pentru că aici ați venit cu atingere către zona politică. Așteptăm să vedem și noi ce se întâmplă în Consiliul de Administrație, ce schimbări urmează a se produce acolo și abia apoi poți să vorbești despre o schimbare la nivel de directorat. Nu neapărat o chestie politică. Uitați, numai un pic să deschid documentul, că sunt pe site-ul CEO. Cei de la ALDE au propus un nume în Consiliul de Supraveghere. Are PSD? Două. Nu, în Consiliul de Supraveghere nu sau mai două. Găsesc documentul. Domnul, cum îl cheamă? Domnul care a fost la cadastru, domnul Mănescu și, dacă nu mă înșel, și domnul Dumitrașcu, care a fost recent... Eu nu văd în Consiliul de Administrație propuneri politice, domnul Matei. Așa. Cum? Păi și domnii ăștia de la ALDE? Cum? Ce-i cu ei? Sau nu mai sunteți în alianță cu ALDE? Da, sigur că suntem în alianță, că tocmai și dumneavoastră ați spus în urmă cu câteva minute că și doamna Dăncilă a anunțat faptul că PSD rămâne în alianță cu ALDE și ALDE rămâne în alianță cu PSD, așa că și la nivel județean, cel puțin scriptic, există o alianță între PSD și ALDE. Da, nu mai găsesc lista, nu știu, n-ai v-am pus-o. Deci da, nu aveți anunța, niciun PSD-ist? Ce anunța? Ce document căutați? Pe ăla cu nominalizații în Consiliul de Supraveghere de la CEO pentru data de 1 iulie. Adică peste nici două săptămâni. Da, colegii de la ALDE am văzut că nu și-l asumă pe domnul... Pe domnul Mănescu, da, am auzit și eu declarația domnului președinte Iordache, dar acum, bun, nu mi-l asum, dar e de la mine din bătătură cum ar veni. Deci, PSD are pe cineva în Consiliul de Supraveghere? Nu cred. Pentru 1 iulie? Nu cred. Deci PSD nu mai susține pe Sorin Boza, adică Sorin Boza poate fi schimbat oricând, începând de pe 1 iulie. Dumneavoastră confundați lucrurile. De ce vorbiți de Consiliu de Supraveghere, nu vorbiți de directorat. Păi cine schimbă directoratul? Nu Consiliul de Supraveghere? Da, vă spuneam mai devreme faptul că să așteptăm să vedem ce se întâmplă pe 1 iulie, atunci când există Consiliu, când se va derula, va desfășura Consiliul de Supraveghere, cine rămâne și cine pleacă de acolo, din punctul meu de vedere, cei care sunt numiți acum recent în Consiliul de Supraveghere vor rămâne, dar este punctul meu personal de vedere, rămâne să vedem ce se întâmplă cu ceilalți. Da, rămâne reprezentantul Fondului Proprietatea și sigur. Domnul, cum îl cheamă? Care a fost numit recent, Eftenoiu. L-ați susținut dumneavoastră pe domnul Eftenoiu? Noi nu am susținut în Consiliul de Supraveghere și v-am spus, faptul că noi așteptăm să vedem ce se întâmplă în Consiliul de Supraveghere nu înseamnă că Partidul Social Democrat îl susține sau nu îl susține pe domnul general Sorin Boza. Consiliul de Supraveghere este cel care numește, demite directoratul Complexului Energetic Oltenia. Da. Primar la Târgu Jiu sau candidat la funcția de
O să avem. Primar. Spunea domnul Weber, cred că la o declarație pe care a făcut-o în urmă cu câteva zile, că în două săptămâni, da, adică până la finele acestei luni, da, sondajul este finalizat. Așa știți ne ceva? Dorim. Bine spunea domnul președinte Weber. Să luați de bună ce spune domnia sa, pentru că știe ce spune. Așa ne dorim ca până la sfârșitul acestei luni, maxim cu o întârziere de o săptămână, dar nu credem, dar ne luăm și o marjă, aceea știți, marja de 3%, ne luăm și o marjă, maxim cu până la începutul lunii, prima săptămână din luna iulie, să putem să avem conturat și un rezultat al sondajului de opinie. Am înțeles, nu insist pe asta, nu că nu o să-mi spuneți nimic. Așa este. Bun. Pe domnul Capotă, de la spital, încă vi-l asumați, că văd că nu mai vine doamna ministru să prezinte concluziile raportului de control. Dar unde e doamna ministru? Mai există? Doamna Matei, noi am avut o discuție și cu care dumneavoastră ați fost de acord prin ceea ce am spus. Am spus așa, că întreaga conducere a Consiliului Județean nu poate să-și asume anumite măsuri pentru că ministrul este, sau ministerul sau corpul de control al ministrului este cel mai în măsură să spună dacă în unitatea spitalicească sunt deficiențe și dacă și care sunt acele deficiențe și dacă deficiențele găsite impun sau nu schimbarea managerului spitalului județean. Sunteți sigură, doamna Burdușanu? Sub autoritatea cărei instituții funcționează Spitalul Județean? Sub autoritatea Consiliului Județean. Dar. Iată. Dar, da. Dar. Sub autoritatea Corpul Ministerului de control, Sănătății funcționează domnul, doar Direcția de Sănătate Publică Gorj. Domnul Matei, așa. Consiliul Județean este cel care dă banii, alocă finanțarea pentru modernizarea unității spitalicești. Cât privește procedurile care trebuie să se deruleze într-o secție, indiferent cum se numește ea, cel mai în măsură să spună dacă acele proceduri sunt îndeplinite este Ministerul Sănătății, ministrul sau corpul de control al ministrului. Eu asta vreau să vă spun. Bun, că și atunci dacă comisia aia desemnată, numită, anunțată de domnul președinte Cosmin Popescu, ce a făcut? Ce stă așa? E pregătită să vadă ce zice ministerul? Hai că scriem și noi repede, facem un raport pe genunchi, pe colțul mesei, așa, sau nu ce? Că își nu poate cineva avea un punct de vedere independent că față de cel al corpului de control al Ministrului Sănătății? Nu cred că își asumă cineva un raport. Cum să nu își asume? Ascultați-mă, un raport făcut pe genunchi. Păi atunci să se ducă acasă, doamna Bordușan, dacă nu își asumă nimeni un raport. Nu sunteți atent la ce vă spun. Spuneam că nu cred că își asumă cineva din acea echipă de control desemnată de către conducerea Consiliului Județean un raport făcut pe genunchi sau pe colțul mesei. Eu cred că cei bine, nu își asumă niciun raport. Cei desemnați, vă rog sunt să mă scuzați, de doamnelor și domnilor care faceți parte din acea comisie. Sunt destul de conștienți de ceea ce nu, au de făcut acolo. Nu, sunt inconștienți, doamna Bordușanu, pentru cred, că au trecut 6 luni eu de la incidentele din spital. Au trecut 5 luni. N-au fost în stare, vorba lui Vadim, să-ți creamă o mărgică. Nimic. Domnul Matei, corpul de control al ministrului venit în control și din câte știu, dar cred că dumneavoastră știți mai bine, a stat o lună și jumătate, nu știu exact cât a stat, dar undeva pe aici, este cel mai în măsură să spună care sunt problemele la Spitalul Județean, care sunt măsurile care se impun la Spitalul Județean și mergând mai departe, pentru că asta așteptați, dacă se impune schimbarea managerului sau nu se impune schimbarea managerului. Este punctul meu de vedere și cred că, încă o dată spun, sunt cei mai în măsură să spună acest lucru. Deci până atunci PSD și-l asumă pe domnul Capotă, așa cu toate incidentele. PSD, nu PSD, ci conducerea, prin persoana domnului Cosmin Popescu și domnia sa așteaptă raportul Corpului de Control de la Ministerul Sănătății. Ce domnul, am cerut și eu, da, și concluziile și, ia să vedem că acum am verificat mail-ul direct, domnule, nu mi-a venit, nu mi-a trimis Ministerul Sănătății. L-a cerut și deputatul Vulceanu, domnule, și avea termen de răspuns CDEP 29 mai. Nu i-au răspuns nici lui.
Au trecut, în cât suntem azi? În 18. Au trecut 20, peste 20 de zile de când avea termen pe Camera Deputaților. Hai că eu sunt un amăr de ziarist din provincie, din Valea Jiului, cum ne zic iar la București. Da, dom'le, deci, încă o dată, termen de răspuns, 29 mai, în Camera Deputaților. Nu i-a fost trimis acel raport nici domnului Vulceanu. Dom'le, mai există, adică fizic, oare acel raport sau nu există? Ce dumneavoastră ce știți? În momentul în care vii în județ sau într-un județ și o lună și jumătate efectuezi și derulezi un control, trebuie să existe un raport. E clar că trebuie să existe un raport. Un raport care, la un moment dat, cel mai devreme sau cât se poate de devreme, să fie făcut și public, pentru că și dumneavoastră mass media așteptați să vedeți care sunt măsurile care sunt prinse în acel raport. Și vă mai spun un lucru. La cum îl cunosc pe domnul președinte Cosmin Popescu, să știți că nu va face rabat de la acele măsuri care vor fi trecute în raportul pe care și dumneavoastră îl așteptați. Am înțeles. Suntem aproape de final, mai avem 3 minute. Domnul Ciprian Florescu ar putea fi candidatul PSD la primăria Târgu Jiu? Domnul Ciprian Florescu, în momentul de față, este un alt funcționar public, este apolitic, așa că nu putem vorbi astăzi de o candidatură a domnului Ciprian Florescu. Păi vorbește chiar domnul Ciprian Florescu la Radio Infinit astăzi. Astăzi, nu putem vorbi astăzi de o candidatură. Domnul Ciprian Florescu este în acel sondaj, așa cum și domnul președinte Mihai Weber spunea. Da. Așteptăm sondajul. Oricine poate să intre ca și candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu, dacă sau cel mai bine poziționat, să reformulez, cel mai bine poziționat în acel sondaj va fi candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu și îl vom susține. Am înțeles. Ultima întrebare. Vă rog. Care este relația între domnul președinte Mihai Weber și domnul senator Cârciumaru, în contextul în care cei doi actual și fost lider ai PSD Gorj s-au contrazis public zilele trecute chiar pe tema sondajului la primăria Târgu Jiu? Este o relație foarte bună, este o relație de colaborare. A fost vorba în acele declarații de nu lipsă de informare, ci de interpretare mai degrabă, dar domnul senator Florin Cârciumaru este alături de noi, mai tinerii din partid, ne sfătuim cu domnia sa, discutăm cu domnia sa. E o relație iar când, foarte bună. Iar când domnul Cârciumaru se exprimă public, iasă domnul Weber și zice: informația pe care o aveți este eronată. Pentru că v-am spus, a fost probabil o lipsă de comunicare între cei doi, între domnul Weber și domnul Cârciumaru, dar nu există niciun fel de tensiune între domnul Cârciumaru și domnul Weber. Deci în interiorul PSD totul e ok, da? În interiorul PSD încercăm ca totul să fie ok. Bun. Suntem la final. Mulțumesc că ați fost în această seară la noi, la emisiune, și că ați acceptat invitația noastră. Nu vă mai întreb despre drumul expres, pentru că nici noi nu știm care este adevărul acolo. Noi, sau eu, tind să-l cred pe ministrul transporturilor de data asta, pe domnul Cuc, care a semnat un răspuns la o interpelare și domnule, a zis că nu e prevedere bugetară în acest an, pe bugetul 2019, pentru drumul expres. A venit CNAIR,
Dar pe studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, da, există, pentru că Da. nu puteai să urci, păi da, sunt Da, lucruri da. S-a incipiente a făcut unui un. proiect. Nu poți să urci în SICAP un proiect, o lucrare, dacă nu ai prevedere bugetară, este contrar legii. Așa că în Ministerul Transporturilor nu și-ar fi permis sub nicio formă să urce o lucrare în SICAP fără să ai prevedere bugetară. Și s-a spus foarte clar. 2019 înseamnă studiu de fezabilitate și proiect tehnic, pentru că sunt mai multe variante a executării acestui drum expres care trebuie luate în calcul și care trebuie prezentate de către proiectant. Deci, pentru proiectul tehnic și studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, adică să vedem exact pe unde trece acest drum expres, există prevedere bugetară. Bun. Dacă există prevedere bugetară, înseamnă că se va face. Deși eu sunt pesimist la cum se mișcă lucrurile, o să vedeți în zilele următoare când. Am mai făcut un pariu cu dumneavoastră. Să știți că sunt în situația de a mai face încă unul. Și l-ați Pe ce? pierdut. Pe drumul Pe expres? drumul expres. Primul l-ați pierdut. Vreți să-l pierdeți Facem. și pe al doilea? Cu ce? Cu primarii care vor veni la PSD? Dumneavoastră știți Dar despre ce apropo, din pariu. cei patru primari de la PNL a venit unul, vin, v-au promis, vin toți, domnul Modrea, domnul Ungureanu de la Bălești, domnul cine, de la Arcani, O cum îl să cheamă, vedeți, o să domnul Bobaru vedeți, e la dumneavoastră, nu o mai e să niciun vedeți, semn de o să vedeți. întrebare, domnul Romanescu vine la PSD sau nu mai vine? Întrebați-l dumneavoastră. Dar nu l-ați invitat niciodată la partid? Personal, nu. Nu personal, la PSD mă refer. A fost vreodată domnul Romanescu prin PSD? Pe la Gorj? Da. Probabil pentru discuții administrative, dar nu pe la partid, pe lângă partid. Am înțeles. Cum pe lângă, adică? Adică la sediile administrative ale instituțiilor publice. Am înțeles. Bun, mulțumesc încă o dată Și eu pentru mulțumesc. că mi-ați acceptat Cu invitația. drag. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează La știrile revedere. Tele3, Eugen Măruță la Dilemele Zilei. Ne vedem mâine seara la 19 la a patra putere. Toate bune!